Am speranța, nu și convingerea însă, că lumea, așa cum o știu eu de dinainte de pandemie, să-și revină. Viața merită trăită în libertate, în totală libertate, nu doar în cea interioară. În libertatea de a merge nestingherit unde vreau, de a mă întâlni cu oameni care mă interesează și îmi sunt dragi, libertatea de a-mi strânge în brațe prietenii, părinții, copiii, de a le strânge mâna cunoscuților, de a ne șopti unii altora la ureche glume ori secrete. Libertatea de a zâmbi și de a privi zâmbetele celorlalți, de a intra și de a sta pe îndelete în librării, în galerii de artă, în cafenele, de a-mi duce copiii la școală și de a-i ciufuli pe simpaticilor colegi, de a juca basket cu amicii, de a nu-mi fi frică. ICR New York m-a invitat să-mi imaginez lumea după pandemie, dar și să fiu alături de alți scriitori români în acest demers. Iată, alături e un cuvânt al normalității la care țin și cu care mă identific. Și această invitație e un pas spre normalitate, spre firesc. Pe următorul îl visez astfel. Umăr lângă umăr, cu prietenii mei, scriitorii, cu echipa de la ICR New York și cu cei care i-au susținut în acest demers, cu un public pe care să-l privim în față și cu care să interacționăm. Speranța mea e că așa se va întâmpla.